Vreau să vorbesc despre genul sci-fi într-o perspectivă nouă. Plec de la teza că genul sci-fi s-a născut în Iudeea în secolele 3-2 înainte de Hristos și poartă un nume consacrat în istoria literaturii religioase sau seculare, cum vreți să o puneți. Se numește genul apocaliptic. Știu că pentru mulți cuvântul apocalipse e legat de Biblie și de religie, de teologie eventual, dar de fapt genul apocaliptic, așa cum a apărut în Iudeea, este prima manifestare a ceea ce numează sci-fi. Și o să vorbesc puțin despre Apocalipsa lui Enoch. Tocmai pentru că nu este canonică, deși în mod clar primele secole a fost luată în serios și acceptată, crezută, încă sunt și astăzi unii care o iau în serios. Dar cert este că autorul a scris-o ca pe o ficțiune. O ficțiune inspirată din narațiunea potopului, din Geneza, capitolul 6. Și există un film modern numit Noah, cu Russell Crowe, care este inspirat în Apocalipsa lui Enoch. Tema Apocalipsei lui Enoch este tema genului sci-fi. Și anume este impactul pe care tehnologia îl are asupra naturii umane. Așadar, de câte ori apare o tehnologie nouă, în special o tehnologie de comunicare sau o tehnologie militară, are loc o schimbare în natura umană. Și lucrul acesta a fost totdeauna interpretat ca ceva apocaliptic. Apocaliptic în sensul, nu etimologic, care înseamnă descoperire, ci mai degrabă în sensul unui sfârșit de lume și unui început de lume nouă. Deci, pe scurt, despre ce e vorba în Apocalipsa lui Enoch, repet, luați-o ca literatură, fiindcă sunt convins că autorul a scris-o ca pe o ficțiune și a intenționat să fie o ficțiune. Este vorba despre tema din Geneza, capitolul 6, în care ni se spune că îngerii au văzut că femeile erau frumoase și s-au hotărât să se căsătorească cu ele, să-și ia soții. Așadar, autorul ne spune că îngerii au ținut sfat și au decis să aibă și ei copii și să-și ia soții umane ca să aibă copii. Și atunci când s-au născut copii, care erau uriași și oameni foarte violenți decât se pare, acești îngeri s-au hotărât să le transmită știința lor copiilor. Și de aici impactul științei și tehnologiei care dezechilibrează toată societatea. Îngerii au învățat pe copiilor, născuți cu fetele oamenilor, astronomia greacă, i-au învățat tehnologia bronzului și fierului, i-a învățat tehnologii militare noi, dar în mod special, i-a învățat să scrie cu cerneală pe papirus. Și din acest motiv, ni se spune, toată societatea s-a dus de râpă, s-a întins păcatul și moartea. Numai este interesant că aici întâlnim o temă foarte familiară. Gândiți-vă, de exemplu, la îngrijorarea pe care au unii cu privire la impactul pe care internetul și social media îl au asupra naturii umane și asupra schimbării moravurilor în societate, asupra diseminării unor idei care mulți le găsesc rele. Deci, oamenii se plâng lui Dumnezeu că lumea s-a stricat și a devenit foarte violentă, în special din cauza scrisului. Scrisul pe papirus. În Iudeea, înainte, oamenii scriau pe cioburi de lut. Ca atare nu exista un mijloc de vehiculare rapidă a informației. Bine, nouă ni se pare destul de încet să scrii cu mâna pe papirus, ni se pare că merge ceva foarte încet, nu e nici măcar tiparul. Dar la timpul acela a fost o revoluție în tehnologia comunicării, similară cu revoluția internetului în timpul nostru. Lumea s-a plâns lui Dumnezeu și Dumnezeu a hotărât să-i condamne pe îngerii care au avut copii cu fiicele oamenilor, la închisoare, undeva într-o peșteră subterană, să fie legați în lanțuri și închiși acolo pentru totdeauna. Îngerii au hotărât să facă o cerere, să facă un fel de recurs la judecătorul suprem și l-au rugat pe Enoch să scrie el pentru ei, să fie avocatul lor și să scrie această cerere de achitare, de iertare. Și Enoch o face, așa că Enoch se duce în cer.
Și Enoch acolo are câteva descoperiri. Printre altele, vede că știința greacă este falsă, în sensul că pământul este plat. De fapt, îi se spune că acești îngeri n-au știut totul. Lui Enoch îi se arată toate tainele și, printre altele, îi se arată că pământul este plat. Dar îngerii sunt condamnați la închisoare și după aceea vine potopul. Filmul modern Noah cu Russell Crowe brodează pe tema apocalipsei lui Enoch. Foarte mulți creștini au fost creștini conservatori. Au fost deranjați de faptul că filmul nu respectă Biblia, dar ceea ce n-au realizat ei este că filmul era o ficțiune brodând pe altă ficțiune. Și aș vrea să spun că încerc să îl înțeleg pe autorul cărții lui Enoch. Suntem în secolul 3-2 în Iudeea și Iudeea este deja lumea elenistă. Iudeii conservatori erau îngrijorați că pătrunsese nu numai moravurile grecilor, cum ar fi gimnaziul, în orașele lor, și tinerii iudei acceptau moda greacă de acum. Revolta Macabeilor a fost o revoluție conservatoare care a întors societatea de la cultura elenistă la cultura iudaică tradițională. Dar iudeii s-au trezit cu o nouă tehnologie de scris, în special cu noi mijloace de comunicare, cu știința greacă, de exemplu termenul Epicuros, care vine de la filozoful grec Epicur, este folosit de către iudei derogatoriu ca o desemnare a iudeului apostaziat. Știința greacă a adus teoria atomistă a materiei, astronomia greacă i-a învățat că pământul este rotund și dintr-o dată universul s-a prăbușit. Mai mult se putea scrie pe papirul, se împrășteau aceste informații în societate și mulți cădeau victimă necredinței, fiindcă intrau în contact cu cultura greacă, cu literatura, cu filozofia, cu știința greacă. Erau îngroziți de asemenea de tehnologia militară a grecilor, care era superioară la tot ce văzuse lumea până atunci, și ca știință militară, ca strategie, și ca armuri și arme de atac. Și toate acestea vorbeau despre sfârșitul unei lumi. Oamenii credeau că sfârșitul este foarte, foarte aproape, că trebuie să vină sfârșitul lumii, trebuie să vină judecata finală. Asta se vede și în cartea lui Daniel. Și Apocalipsa lui Enoch este o piesă literară care încearcă să influențeze lumea, să facă puțină propagandă, așa cum multe SF-uri din timpul nostru fac oarecare propagandă. Și este pus asupra unui text vechi care a fost descoperit și arăta lumii că Enoch a făcut o profeție dinainte și tot ce se întâmpla acum în lume, în lumea elenistă, era similar cu ce se întâmplase înainte de potop, în lumea antediluviană, aceeași asalt al științei, a unor mijloace modere de comunicare, al emancipării femeii și așa mai departe. Dacă luăm filmul Noah, observați că filmul inspirat din Apocalipsa lui Enoch face același lucru cu privire la niște preocupări din timpul nostru. Dar preocupările noastre sunt ecologice. Noah, în filmul cu Russell Crowe în rolul lui Noe, este îngrijorat de faptul că oamenii distrug planeta. Oamenii omoară animale, distrug natura, sunt un blestem. Și ca atare, Noe apare în filmul Hollywood ca un ecologist radical, care în mod foarte subtil, filmul ne lasă să înțelegem că este posibil ca toată această revelație cu privire la potop să fie numai în mintea lui Noe. Noi să nu fi înțeles nimic. Dar accidental sau poate nu accidental, potopul are loc. Noe, cel din producția Hollywood, vrea ca să dispară toți oamenii, dar să salveze animalele, să repopuleze pământul cu animale și să oprească înmulțirea omenirii. Sarcina e foarte dificilă, dar îl ajută îngerii căzuți. În film, îngerii care au fost condamnați sunt adevăr niște închisori, dar ei se mișcă cu închisorile lor. Ei sunt îmbrăcați în stânci, practic. Sunt acoperiți de stânci. Însă îngerii se răscumpără. Își răscumpără păcatele, ajutându-l pe Noe să construiască arca, după care se înalță la cer ca
o lumină în timpul potopului. Noe este decis să oprească reproducerea populației, așa că asemănă doar animalele. El face o corabie, salvează animalele și atunci când se naște un copil, încearcă să îl omoare, însă în cele din urmă, nora lui îl convinge să nu îl omoare. Există o intrigă între el și Ham, apar diferite personaje antediluviene, apare o aluzie la tehnologie, la rolul tehnologiei, care este văzut într-un sens mai modern. Dar în cele din urmă, ceea ce mi se pare foarte interesant este că un film modern, care este o fantezie Hollywood, oarecum și puțin sci-fi, și o legendă iudaică, apocaliptică, din secolul 2-3 înainte de Hristos, în ultima instanță au aceeași tematică. Distrugerea planetei de către oameni, coruperea oamenilor, în urma impactului tehnologiei. Este exact ceea ce încearcă să facă SF-urile moderne, să exploreze impactul pe care tehnologia l-are asupra viitorului. Genul SF-ul, așa cum știți, l-are ca printe pe Jules Verne. Jules Verne este un optimist. El crede că tehnologia este bună, sau poate doar în aparență. De fapt, există un lucru despre cărțile lui Jules Verne pe care nu toată lumea îl știe. Toate cărțile lui Jules Verne se termină cu moartea eroilor săi. Numai că editorul său întotdeauna îl punea să-și corecteze sfârșitul. Așa că eroii lui Jules Verne zboară în jurul lunii și rămân prizonieri pe orbită. Străba sistemul solar pe o cometă și după aceea mor cu toții. Creează o civilizație tehnologică pe o insulă în mijlocul Pacificului, dar după aceea sunt distruși de un vulcan. Capitanul Nemo inventează un submarin, dar moare împreună cu submarinul lui. Lucrul acesta nu este cunoscut pentru că Jules Verne și-a corectat cărțile, ca să fie optimiste, pentru că asta cerea auditorii lui. Însă, de fapt, el era foarte sceptic cu privire la impactul tehnologiei. Herbert George Wells, principalul ucenic la sfârșitul secolului XIX și în prima parte a secolului XX, este la fel de sceptic cu privire la impactul tehnologiei. El crede că lumea va degenera din cauza că oamenii nu își vor mai folosi inteligența, fiind ajutați de tehnologie, confortul tehnologiei va duce la degenerarea lumii. Insula doctorului Moro este o paralelă, este o alegorie în privința aceasta. Wells face o alegorie în insula doctorului Moro cu privire la moartea lui Dumnezeu, în sensul că animalele pe care doctorul Moro le transformă în umanoizi și fiecare animal este un rebut, de fapt. Ideea este că omul e un rebut, nu este o reușită. Dar doctorul Moro continuă cu experimentele lui până ce este ucis de propriile lui creații, așa cum Dumnezeu a fost ucis de om. Și mi-aduc aminte în filmul Michael Crichton, un film la fel de sceptic despre cuprile la tehnologie, Jurassic Park, un non sequitur al matematicianului din film, matematicianului House-ului, care spune: Dumnezeu a făcut dinozaurul, Dumnezeu a omorât dinozaurul, Dumnezeu l-a făcut pe om, omul a omorât pe Dumnezeu, omul a înviat dinozaurul. Ce urmează acum? Cam asta se întâmplă și în insula doctorului Moro. După ce nu mai există doctorul Moro, animalele spun, animalele umanoide spun: noi vrem să păzim legea, că este bună, dar stăpânul nu mai există și cel care a mers pe apă este ca noi, aluzie la Iisus, e vorba de eroul romanului care a venit, a naufragiat, a venit din, a mers pe apă. Și, în sfârșit, lumea animalelor degenerează, se retoarce la animalitate, de plină. Aceeași idee apare și în Mașina Timpului. Omul se întoarce la animalitate. Wells este sceptic cu privire la impactul tehnologiei, în timp ce se fascinează de tehnologie. Genul SF-ul este un gen apocaliptic.
încearcă să exploreze impactul tehnologiei și al științei asupra viitorului. De cele mai multe ori este distopic, alteori este optimist. Star Trek este un exemplu de serie sci-fi foarte optimistă. Dar de cele mai multe ori autorii sunt sceptici. Și ceea ce aș vrea să subliniez este că această apocalipsă modernă a genului SF-ul trebuie luată în serios. Pentru că este foarte interesant, predicțiile făcute de autori sci-fi s-au cam împlinit. Chiar și apocalipsa lui Enoch, hai să recunoaștem un lucru. Noțiunea că o schimbare în tehnologia comunicării, cum ar fi scrisul pe papirus, ar putea avea un impact catastrofal asupra societății. Este ceva ce noi putem lua în serios în timpul nostru, în epoca internetului și al Facebook-ului, al social media. Noțiunea că fiecare salt în tehnologie poate să însemneze o catastrofă ca cum ar fi potopul, legendarul potop, dar poate să aducă un nou potop. Astăzi vorbim despre, de exemplu, despre încălzirea globală și despre o inundație globală viitoare ca consecință a tehnologiei și a industriei. Așa că vă propun să analizăm filmul SF-ul într-o lumină nouă, să-l luăm în serios, nu ca pe o simplă fantezie, ci ca pe o conversație despre impactul pe care noile tehnologii și noile frontiere ale științei îl pot avea asupra vieții noastre. Și ideea nu este să fim anacronici, să încercăm să ne întoarcem înapoi în timp, fiindcă nu ne putem întoarce înapoi în timp, ci mai degrabă să înțelegem unde merge lumea. De-a lungul a mii de ani, oamenii au învățat din mituri și cinematograful este mitul omului modern. Filmele sunt mituri și oamenii continuă să învețe din mituri. Așa că vă invit să ne întoarcem la mitul apocaliptic, mitul modern apocaliptic, și să învățăm din povestiri și din fantezii și din mituri, așa cum au învățat întotdeauna oamenii. Ne revedem data viitoare. La revedere!